Bună, Ioana! Salutări cârcotașilor de pretutindeni! Sper că recunoașteți locul, căci da, ne-am întors înapoi în capitală, unde am fost trimisă să iau pulsul cultural al străzii. Și presim ca de obicei că vom asculta multe lucruri interesante astăzi. Cum se numește o statuie în care personajul e Călare pe cal? Ștefan cel Mare. Mihai Viteazu. Nu, statuia, cum se numește? Statuia lui Mihai. Care înfățișează un personaj Călare pe cal. Are o denumire. Coada calului de la Ștefan cel Mare. Dacă știi, răspunde. Dacă nu știi... Nu, mai bine nu răspund. Din România? A, da. E alu Carol sau alu Sam Vituș de la Praga. Nu, dar statuia în sine are o denumire. Statuia care înfățișează pe oricine Călare pe cal. Nu știm. Mihai Viteazu? Nu. În general vorbind. Orice fel de statuie în care personajul. Fie că e Mihai Viteazu, fie că e Carol. Fie că da, nu. Mihai Viteazu. Nu, statuia cum se numește. Nu contează că e Mihai Viteazu sau Ștefan cel Mare pe cal. Păi exact așa se numește. Statuia are o denumire. Da. Nu se numește Mihai Viteazu? Ecvestră. Care este numele adevărat al lui Mihai Eminescu? Mihai Eminescu. Știu că e Mihai Eminescu. Da, oficial, dar e alt nume. Nu. Mihail Eminescovici. Eminescovici. Mi-ai luat înainte. Eminescovici? Da. Ok. Era plus de origine. Mihail Eminescovici sau tot ceva în genul? Ceva de genul, da. Eminovici. Știi care a fost primul președinte al Americii? Cuál es stato el primo presidente de América? America, Washington. Washington? Și atât? Da, nu știu că a fost Benjamin Franklin sau a fost cineva înainte. Benjamin Franklin, cred. Capitala Americii. Îi poartă numele președintelui. Eu știam capitala Americii era la New York, nu? Washington. George Bush ăla. Washington a fost. George Bush sau George Washington? Washington. Bush. Washington.